Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, în care analizăm știrile și articolele din presa noastră locală și din presa națională. Din presa noastră locală, un articol scris de Cătălin Cojocaru pe bitv.info, propuneri de supraviețuire, PSA se unește cu Societatea de Salubritate. A ajuns PSA-ul la gunoi. Două societăți din Pașcani aflate în subordinea Consiliului Local ar urma să se unească pentru a supraviețui. Este vorba despre Preserva APA SA, care a rămas fără servicii după ce au fost delegate operatorului Ieșan și Societatea Locală de Salubritate. Administrația locală analizează posibilitatea ca cele două unități să fie unite în una singură, iar propunerea va fi discutată în ședința Consiliului Local de la sfârșitul acestei luni. Reprezentanții primăriei susțin că aceasta este o soluție. Această soluție a rezolvat și o serie de probleme. Prima dintre ele este că PSA, rămasă doar cu 5 salariați directori, nu are personal disponibil nici măcar pentru a asigura paza sediului. În același timp, fostul operator de apă trebuie să-și încaseze restanțele de la agenții economici și populație. Păi să meargă directorii cu măpușoara în brațe. Familia Xulescu, da, am venit să încasăm. De cealaltă parte a CLP Ecosalubritatea SA Pașcani are nevoie de un sediu și de o bază materială care să o facă competitivă pentru a putea participa la licitație pentru serviciile de salubritate. Menționăm că în cursul zilei de vineri, Comisia Economică se va deplasa la sediul Societății de Salubritate pentru a găsi o soluție cu privire la prețul care urmează să fie stabilit de Consiliul Local. Conducerea societății a propus ca noul preț să fie de 17,3 lei, de la 8,3 lei pentru fiecare persoană pe lună, dar a fost respins de câteva ori până acum. Și încă vreo două știri așa. Una este foarte frumoasă și mulțumitoare și încântătoare, Dana Ursuleasa, pe bitv.info. Doi absolvenți de gimnazială și liceu care au luat nota 10 la evaluarea națională și la bacalaureat au fost premiați de către Inspectoratul Județean Iași și Primăria alături de Consiliul Local Iași. Este vorba despre Miriam Hobincă și Traian Chioariu. Cuvântul de deschidere, deci evenimentul a fost programat la ora 11 în sala mare a Palatului Rozdovanu din Iași. Cuvântul de deschidere l-a avut viceprimarul municipiului Iași, Mihai Chirică, care are atribuții și atribuții de primar în urma scandalului care a fost cu celălalt gelosul pe secretară sau ce era ea. El a vorbit despre prezenți în mare majoritate elevi, profesori și părinți, că rezultatele excelente ale absolvenților au implicat multă muncă, seriozitate, s-a datorat și profesorilor, părinților și prietenilor. Evenimentul fiind organizat de ISJ Iași, Inspectorul General Camelia Gavrilă, a vorbit elevilor excelenți și le-a urat să fie norocoși, să învețe în continuare, să aibă povești de viață de succes. Inspectorul a mai precizat că Iașul se află în locurile fruntașe ale țării, cu rezultate excelente la învățătură, an de an. A venit rândul viitorilor boboci de liceu, aici lista a fost mai lungă, dar 19 absolvenți de gimnaziu din Iași. Pășcăneancă, care ne-a făcut cinste cu media 10 la evaluarea națională, este Miriam Hobincă. Premianții au primit din partea Inspectoratului Județean Iași și primărie, alături de Consiliul Local Iași, câte o plachetă, o diplomă, coroniță cu flori și un pachet cu cărți și un aparat foto. Premianții au primit din partea Inspectoratului Județean Iași și primărie, alături de Consiliul Local Iași, câte o plachetă, diplomă, coroniță. Și directorii școlilor unde s-au înregistrat au rezultate deosebite, au primit o diplomă de excelență din Pașcani, s-au aflat pe listă directorii. Carmen Apostol de la Liceul Teoretic Miron Costin și Carmen Dimitriu de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Bravo doamnelor profesoare și doamnelor directoare acestor școli și nu numai. Menționând că absolvenții care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat vor primi de la guvern premii în bani. Conform hotărârii de guvern aprobate, absolvenții de liceu vor primi 3.000 de lei, iar cei de gimnaziu câte 1.000 de lei. Bravo, mă băieți, vedeți că până la urmă cartea aduce foloase materiale? Ia învățați toți și luați 10.
În acest an, 81 de elevi au obținut 10 pe linie la examenul de bacalaureat și 456 de absolvenți de gimnaziu au avut media 10 la evaluarea națională. Așa. Viitorii liceeni își depun dosarele la școală unde au fost admiși. De asta s-a dat start înscrierilor la liceu. Absolvenții care au trecut prin febra examenului de evaluare națională în luna iunie, începând de astăzi și până pe 24 iulie, trebuie să se prezinte la unitatea de învățământ unde au fost repartizat în urmă cu alegerile făcute de și mai acolo unde s-au încadrat cu media generală, suma mediei totale pe anii de gimnaziu, 5-8 și cea de la examen. Este o sumă ponderată. Un sfert reprezintă media generală din 5-8 și 3 sferturi reprezintă media la evaluarea națională. La Pașcani, de exemplu, a fost o singură medie de 10 pe linie a șefei de promoție de la liceul teoretic Miron Costin, Miriam Hobingă. A ales să studieze cei 4 ani de liceu la aceeași școală, la profilul științe ale naturii. La această școală, cea mai mică medie de admitere a fost 7,94 la profilul științe sociale. Din toamnă vor porni în anii de liceu aproape 180 de boboci. O altă școală cu rezonanțe excepționale este colegiul și căutată de elevi este colegiul Mihail Sadovean din Pașcani. Aici cea mai mare medie a fost 9,94 la profilul Mate Info, e cea mai mică medie la una din cele 7 clase de a noua, conform site-ului Ministerului, 7,50. Admiterea se va finaliza pe 24 iulie cu depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Dosarul trebuie să conțină fișa de înscriere, care poate fi găsită la una din la unitatea de învățământ unde a fost admis elevul, foaia matriculă pentru anii de gimnaziu în original, adeverințele cu notele obținute la evaluarea națională, adeverință medicală cu aviz, copie după certificat de naștere și carte de identitate acolo unde este cazul, copie după actul de identitate a părinților. Toate puse într-un dosar. Cea de-a doua etapă de repartizare computerizată va avea loc pe 23 iulie, iar cea de-a treia pe 3 și 4 septembrie. La acest examen s-au înscris anul acesta 6.770 de absolvenți de clasa 8-a, din care în jur de 200 au lipsit de la examen. Deci ăștia... Menționăm că 85% dintre elevii care au susținut evaluarea națională în județul Iași au obținut medii peste 5, iar 20 de candidați au avut media maximă. Reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar ISJ apreciind că este o creștere semnificativă față de anul trecut. Domnilor, ce să spunem? Pe de o parte, suntem în febra asta cu copiii, să îi înscriem la școli, să le vedem rezultatele, sunt rezultatele lor, sunt rezultatele noastre, sunt rezultatele copiilor noștri, trebuie să îi înscriem la școală, să facă mai departe școală. În partea asta, la altă propuneri de supraviețuire a PSA, la ce vrea să mai supraviețuiască PSA falimentară, cum e? Ce au rămas? Cei 5 directori. Oare domnul Prisiacaru credea că se duce la Apa Vital, vrea să se ducă la Apa Vital? Nu, a rămas să, eu cred că a rămas să aranjeze dosarele, să le epureze, așa? Dacă tot i-a luat epurarea, s-a aranjat și el acolo să mai dosească, să mai pună la păstrare, să mai albească ceva, să nu cumva să... cum s-a dus firma aia în cap, de ce s-a dus în cap, de ce a rămas falimentară, de ce, cum, ce fel. Când vor veni întrebările, să știe ce să răspundă. Ecosalubritatea avea nevoie de un sediu. Iaca va veni într-un sediu al PSA-ului. Corect, e bine. Na. Acum stau și gândesc. Oare domnul Prisecaru va fi sub domnul Dumea sau domnul Dumea sub domnul Prisecaru sau ce va fi acolo? Oare domnul Prisecaru se va ocupa acum de investițiile în gunoi și în salubritate, la fel cum s-a ocupat și la PSA sau cum? Pentru că, vedeți, încet, încet v-am spus, vor veni una după alta, una după alta, una după alta. Cetățeanul trebuie să știe următorul lucru. Legislația îi permite să se asocieze. Nu
oblig, nu credeți că... Fai, dar asocierea, asociațiile de bloc, asociațiile de locatari, de proprietari, sunt necesare. Și poți scuti cetățeanul, proprietarul de apartament, de la condominiu, de foarte multe neajunsuri. În primul rând, acel reprezentant de asociație sau reprezentant de scară care vine împreună cu operatorul, cu cititorul de la operatorul de serviciu, cel de apă, de exemplu, sau... Bun, sunt cheltuieli pe condominiu, pe casa scării, cu lumina pe casa scării, cu curățenia pe casa scării, cu împărțirea, sunt unele blocuri care au la subsol, au boxe, au tot felul de... Sunt cheltuieli cu securitatea, ușa de la bloc să fie încuiată, să fie pus alarmă, cheie, spațiul din fața blocului, din fața condominiului respectiv, curte interioară acolo unde sunt. Sunt multe de gestionat și se gestionează în comun. De aceea asociația este necesară. Este necesar. Este obligatorie, e adevărat, dar este necesar. Cei care se consideră un pic mai destupați la minte, un pic mai citiți, un pic mai cu mult timp, un pic cu mai multă putere de decizie, cu mai multă energie, să se gândească nu numai la binele celorlalți, vai de mine, sunt eu pentru ceilalți, dar și la binele lor, că sunt proprietar într-un apartament care face parte din scara aceasta de bloc sau din blocul acesta. Este bine să fiu în rezonanță cu ceilalți, în înțelegere cu ceilalți, să ne asociem, să ne rezolvăm problemele în comun. Și cheltuielile se pot face altfel, și organizarea lor, și curățenia, tot, tot, tot. Prima a fost operatorul de apă, care a vrut, conform legii, cu asociații, cu reprezentanți de scară, cu... Al doilea va veni, sigur va veni, prin ADIS, firma de salubritate. Să vedeți așa ușor, ușor, cum vor veni cu noi reglementări, cu pubele de gunoi împărțite pe zile, pe culori, pe tipuri de gunoi. Ușor, ușor vin reglementările, pentru că cum este în Occident, așa vine și aici. Cum este în Italia, cum este în Germania, cum este în Franța, așa vine și aici. Și va veni și aici, în Pașcal, la noi, da, această tipologie. Și bineînțeles, nu va găsi gunoiul bine selectat, amenda va fi pe asociația respectivă de proprietari. Este bine să avem aceste asociații. Ca să nu plătim ca persoane fizice datorită unui altul. Apoi va veni etanșarea blocurilor, anveloparea, cum se spune. Deci, etanșarea lor, îmbrăcarea pereților exteriori într-un strat care permite menținerea căldurii pe timp de iarnă. Și acolo tot asociații. Pentru că o parte din bani îi strânge asociația. Jumătate va veni de la guvern. Cealaltă jumătate se va împărți între asociație și primărie și banii de la bugetul local. Da, dar vedeți că este tot vorba de asociații. Dar hai ca să nu lungim vorba prea mult cu asociațiile. Vedeți că și firma de gunoi de salubritate încearcă foarte multe remedii, foarte multe posibilități să iasă și ea din colapsul în care se zbate așa, parcă într-o mocirlă. Au crescut cheltuielile foarte mult, transportă gunoi până la Iași, până la Țuțora, până la groapa de gunoi. Datorită administrațiilor noastre proaste, noi nu am reușit de ani de zile să ne facem o groapă de gunoi ecologică aici aproape. Aceasta a dus firma de salubritate într-o majorare de cheltuială, ceea ce
Nu știu, ori ne vor pune pe noi pășcănenii să plătim mai mult, dacă vom putea suporta acel preț, ori vom ajunge la cu firma noastră la faliment. Și în momentul când cheltuie mai mult decât produce, unde se duce o firmă? Orice firmă. Orice firmă. Nu contează că e publică, că e privată. Se duce la faliment. Trebuie să avem grijă. Pe partea asta altă, ce am spus? Ne bucurăm pentru tinerii noștri. Totuși, cum am citit aici, 85% din elevii care au susținut evaluarea națională în județul Iași au luat peste 5, iar din 6.770 de absolvenți de clasa 8-a, în jur de 200 au lipsit de la examen. Păi acei 200, dacă au lipsit de la examen, nu vor să mai continue școala. Este un fenomen abandonul ăsta școlar. Aceasta ține foarte mult de mobilitatea asta noastră. Sunt mai mulți factori. Nu se mai învață cum se învăța. Din ce cauză? Sunt false valori. Dacă ne uităm la emisiuni din astea în care mai mult se merge pe dezbrăcate decât pe îmbrăcate și vedem modele gen Monica și Iri. Iri, el bogat cu mașină și Monica, ea copchilița subțirică, minoră eventual, care vânează pe el cu bani, nu sunt modele pentru societatea noastră. Dar uite că perturbă mentalitatea tinerilor noștri. Și mai este ceva în societate. Foarte mult, foarte mult în ultimul timp, datorită unei lipse de locuri de muncă și de echilibru pe piața locurilor de muncă din Pașcani, s-au ajuns la căutarea ofertelor internaționale. Adică foarte mulți oameni au plecat pe coclauri din Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Anglia, Franța. Pe acolo au plecat să-și caute viitorul, să-și caute locuri de muncă, să poată trimite acasă bani. Sunt foarte mulți copii care au rămas cu unul din părinții acasă sau chiar fără niciunul din părinții acasă, pe mâna și în educația unor mătuși sau unchi sau chiar bunici. Ori tinerii sunt asaltați de mass media cu, v-am spus ce fel de emisiuni. Nu sunt împotriva mass mediei, sunt împotriva acelor gen de emisiuni care nu educă. Au rămas pe mâna unor persoane din familie, chiar dacă sunt majore, nu au autoritatea necesară să le dea o educație solidă, bunici eventual sau, și plus că mai primești și ceva bănuți de la familia plecată. Dacă familia este și împărțită cu divorțuri sau chestii din astea, vai de copiii care rămân. Foarte multă, foarte multă educație trebuie pe cei copii și cineva ce să le facă. Profesorii la școală nu au posibilitatea efectiv să țină o clasă, un diriginte, cât poate să țină o clasă de 30 de copii, el nu poate să facă o educație care trebuie copilului acasă. El stă o oră, două, trei, hai, 5 ore pe săptămână, 10 ore pe săptămână cu acei copii. Fiecare, cu fiecare, nu poate să stea mai mult de o oră pe săptămână. Nu poate suplini educația de 24 de ore din 24 care o poartă familia copilului respectiv. Ori dacă familia lipsește, sau poate că familia este cea care, fiind plecată, e mai greu. Vedeți? De aceasta, de astea sunt motivele care duc la abandonul școlar. Suma groasă a motivelor care duc la abandonul școlar. Din 6.770 de absolvenți de clasa 8-a, 200 au lipsit de la examen. Sunt 200 de copii care nu se știe dacă vor mai face școală. Nu se știe.
vor ajunge mereu să lucreze, vă dați seama ce înseamnă un copil fără școală, fără o posibilitate de a... Poți să aibă talente, poate să aibă talente, dar îi trebuie multă muncă și multă muncă brută și fizică pentru a putea progresa în societate. Bun, se duc în Spania, Italia, bun, se duc în Marea Britanie, muncesc acolo prin construcții, câștigă, câștigă mult mai bine decât profesorii lor de aici, într-adevăr. Dar se umple sacul și acolo. Deci piața muncii este mobilă. Au avut nevoie cei de acolo de forță de muncă ieftină, la munci, pe care ei nu le făceau. Și nu le fac. Dar vedeți voi, dragii mei, nu vin doar români acolo. Acolo vin și marocani, și din India, și de pe toată zona non-euro. Săraci sunt de peste tot globul. Săraci care vânează beneficiile Occidentului sunt de peste tot globul. Acolo este o încleștare de forțe. Un război al minților, un război al sufletelor, un război al educațiilor, un război al, cum să spun eu, al civilizațiilor. Venim noi români, vin bulgari, vin indieni, vin marocani, alte religii, alte obiceiuri și lucrăm pe același șantier. Construim un turn în Londra. Dau un exemplu așa. Păi, dacă nu ai educația aia de acasă bună, ești și așa, părinții au plecat de când erai tu de 7 ani, te-ai mai ținut de școală, nu te-ai mai ținut de școală până prin clasa 8-a, mai cu o repetenție, mai ceva, mai pe la școală, mai nu pe la școală, ai trecut așa cum ai trecut, nu continui nici măcar acele 8 clase, bine, se face vreo 16 anișori și pleci și muncești acolo. Se pot lua obiceiuri rele de acolo, nu neapărat bune. Dai de bani ușor, te fâstăcești repede când îi vezi, îi cheltui, exemple sunt destule. N-a avut cine să-ți insufle în tine dorința de a economisi și de a construi țeluri înalte. Ți se pare că repede o mașină, repede o pepiță, o fetiță din asta, repede îți toacă banii, prieteni, trebuie să arăți tu cât de bogat ești și te vezi, suplinești ceea ce alții te luau pe tine de fraier, că n-ai învățat și tu vii acum și le arunci bani așa. Se consumă repede viața aceasta și ajungi bătrân, nu te mai ia nimeni, n-ai muncit nicăieri, nu ți-ai făcut un sistem de pensie, nu ți-ai făcut nimic, nu ți-ai asigurat un viitor, o familie nu ți-ai întemeiat-o, că n-ai avut cu cine acolo. Și trece repede viața, trece repede, banii se cheltuie la fel de repede cum s-au făcut, poate chiar mai repede, că banii sunt mai lichizi când se cheltuie decât, ei se strâng greu, dar se cheltuie repede. Și acești 200 de copii nu-i văd cu un rezultat, chiar dacă sunt muncitori necalificați pe undeva. Vor fi mereu o cheltuială a societății. Asta este părerea mea. Dar din studiile pe care le-am citit, cam așa se ajunge. Dragii mei, ca să nu fie o notă tristă, spun colegului meu să dea un pic de pauză de publicitate. Vom vorbi după. Publicitate, te rog. Când e gata.
Veronica, dar a zis că nu vine și-mi lasă mie pățelul. Cosarom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Încă de la început am propus să oferim clienților noștri produse de calitate, la prețuri cât mai mici, la fel ca și în supermarketuri. Diferența este că magazinele noastre sunt amplasate aproape de casa ta, în zona în care locuiești. Deținem o platformă logistică proprie de distribuție pentru a achiziționa cantități mari de produse, așa încât să putem oferi clienților cele mai mici prețuri. Dorimer Market, comod și ieftin, aproape de casă. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Termpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Term, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine, ne-am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Țin să vă precizez că după emisiunea mea, de la ora 8, va fi emisiunea cu domnul viceprimar și cu domnul Cătălin Cojocaru. Este o știre pe realitatea.net despre Grecia. Salvarea Greciei, pe înțelesul tuturor, cine are de câștigat din înfruntarea Grecia-Germania? Sursa este realitatea.net, dar cine a scris-o, văd că reporter virtual nu este scris de bine aici. Ia să vedem. Adrian Halpert scrie pe reporter virtual un material în care precizează referitor la planul de salvare a Greciei că Uniunea Europeană nu își poate permite luxul unui experiment geostrategic în situația economică, politică și militară globală din acest moment. Grexitul nu era doar o chestiune financiară, ci cu mult mai mult un experiment geostrategic cu consecințe greu de anticipat. Aceasta mai punctează că flexibilitatea poziției Germaniei era ușor de anticipat după ce în weekend cerberul finanțelor germane, ministrul Wolfgang Schäuble, a intrat în reuniunea Eurogrupului cu planul Grexitului pe 5 ani și a ieșit cu semnătura pe acordul pentru al treilea bailout. Dragii mei, ce v-am spus și atunci când toți erau, vai, Grecia, cei cu Grecia, eram înnebuniți pe televizoare cu Grecia. Mai degrabă eram înnebuniți pe televizoare cu ce se întâmplă cu Basarabia noastră, cu Republica Moldova. Era un eveniment mult mai inedit și cu consistență mult mai mare decât ce se întâmplă cu Grecia. Grecia era un ping-pong între cultura orientală greacă, de neguțător, care
papă bani, care știe să negocieze bani, care știe să negocieze orice, și inflexibilitatea culturii germane, care omul face corect totul, bine de la început, măsoară de 3 ori, face odată, omul nu negociază, nu nimic, ce negociază el e prețul corect, nu trebuie să... mentalitatea aia rigidă, germană, corectă, de altfel, o apreciez, apreciez și flexibilitatea grecului, care știe să trăiască la mare acolo, din ce a oferit natura, mare, frumos, soare, insule. Ce n-am înțeles este următorul lucru. Dacă vrei tu ca occidental, cu bani, în cazul nostru german, să-ți faci vacanțele după multa muncă de peste an, să-ți faci vacanțele în Grecia și îți place Grecia și cheltuie acolo în Grecia și grecul simte că are spirit comercial, simte că tu ca occidental arunci banii și îți place să bei cafeaua nu știu cum, să bei un Alexandrion, să te distrezi pe plajă cu fetele, să beneficiezi de soare, de mare, de iahturi, de o mâncare bună, de un dans până la nu știu cât noaptea, de o dimineață în care mai stai în pat și dormi sau te prinde somnul pe plajă, păi plătește. Vrei să plătești? Vrei să te distrezi? Plătește. Ce n-am înțeles la neamț este dorința asta de a avea, știi, te îndatorez pentru că vreau insule tale, adică vreau să fie ale mele. Aici nu prea merge. Adică nu mai bine vii tu și plătești. Insule să fie ale mele și vii tu și plătești. Nu să fie a tău, că îți place ție. Cam aici a fost înfruntarea până la urmă. Că dacă va ieși Grecia din Uniune, nu iese nimic din Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană este un imperiu nou. Este un imperiu nou, caută să-și consolideze puterea. Deocamdată am citit câteva articole acum câteva luni și chiar un om important din Germania spunea următorul lucru. Este bine să se gândească Uniunea Europeană la a avea o armată proprie. Atunci când a început războiul în Ucraina, când Rusia a luat Crimea. Așa, pac, repede într-o noapte s-a trezit că a și cântat imnul Rusiei, Crimea a noastră, pac, și ucrainenii erau căzuți de pe lună. Cam atunci s-au auzit câteva voci prin Europa care au spus așa, să nu ne așteptăm la NATO prea mult, nu vor veni Statele Unite de acolo până aici, sau să nu ne așteptăm să, hai să ne facem o armată comună noi. Armată comună ce înseamnă? Înseamnă fonduri pentru armată. Înseamnă fonduri pentru înzestrarea armatei. Deocamdată, de exemplu, noi am luat avioanele de la americani. Le plătim cui? Americanilor, nu? Dacă folosești o mașină făcută undeva, unde se duc acei bani când ai cumpărat o mașină? Dacă cumperi mașina de la Dacia, se duc la Dacia, nu? În România. Dacă ți-ai cumpărat Volkswagen, se duc banii în Germania, la Volkswagen. Așa și cu armata. Dacă ai cumpărat avioane Mirage, se duc în Franța, la Mirage. Sau dacă ți-ai cumpărat avioane Eurofighter, se duc la consorțiul ăla, britanico, suedezo, francez și cine mai sunt pe acolo. Deci tot în Europa. Dar dacă ți-ai cumpărat F, cât este, 17, 35, să eu știu ce alte F-uri sunt, să duc banii la Statele Unite, la companiile, bineînțeles, producătoare de avioane. Noi, dacă aveam și noi migurile noastre, ăsta migurile, IAR-urile noastre, se duceau banii la IAR-urile noastre. Migurile sunt făcute la ruși. Deci se duc la ruși. În momentul în care cine au vehiculat așa ideea, hai să ne facem o armată proprie a Uniunii Europene, trebuie înzestrată de Uniunea Europeană, bineînțeles, cineva va face. Unul vor face tancurile, alții vor face avioanele, alții vor face rachetele și toate astea. Bun, 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 banii vor rămâne aici. Înzestrarea armatei europene înseamnă că banii vor rămâne aici, în Uniunea Europeană. Nu își permite nimeni pentru
fiță din asta, pentru chichiță din asta, cum e Grecia, să piardă geostrategic Grecia sau România. Nici într-un caz. Pentru ce? Că ai cheltuit ceva în plus. Ei, na, lasă, îi mai punem o leacă cu cureaua strânsă. Se răscoală ei acolo, mai sparg niște geamuri, mai două, trei magazine, mai le dăm cu porția banii la bancomat. Bun, asta e. Mai important era, geostrategic privind, dacă Basarabia se putea uni cu România sau s-ar putea uni într-un termen relativ rezonabil și fără conflict. Basarabia fiind Republica Moldova și fiind o țară din afara Uniunii Europene. Eventual și cu o graniță în care ține Transnistria cu armata a 14 pe ea. Și în momentul în care se face un referendum, se face ceva, da, noi ne unim cu țara, bun, ne-am unit cu țara, dar țara e din Uniunea Europeană. Putem accepta un teritoriu în Uniunea Europeană care nu a semnat, la fel ca celelalte state, pacte, Maastricht și toate celelalte. Inviolabilitatea frontierelor, siguranța, securitatea frontierelor, acorduri internaționale cu vecinii și toate acestea care le-am avut și noi în 2007 și până în 2007. Stabilizarea monedei și tot, pentru că aici se face unirea. Făcându-se unirea, Basarabia nu mai este Basarabia, Basarabia devine România. România are semnate tratate cu, nu are semnat Basarabia. Basarabia când se diluiază așa în România, fiind România de fapt, cum se fac tratatele internaționale? Crește granița Uniunii Europene. Noi avem pe granița pe Prut un bine, acord cu EADS sau cu toate acestea, dacă le ținem minte. Asta era mai interesant de privit. Asta era mai interesant de privit pentru noi. Dar politologii care se cheamă pe la televizor, care vin cu idei, care aruncă vorbe din vârf, din pix, din vârf de limbă, n-au știut să vorbească despre așa ceva. Au vorbit doar despre sentimentul nostru național, va venit podul de flori, bla, 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 bla. Dar Grecia, 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 Grexitul, Grexitul, Grexitul. Parcă eram noi în Grecia acum. Sunt mai interesat de cămașa mea decât de paltonul grecului. Așa că nu am privit, am privit cu interesul, dar detașat, ce se întâmplă în Grecia. Ce se întâmplă în Grecia s-a întâmplat de atâția ani în Grecia și se va mai întâmpla. Puțin nuanțat, puțin diluat, puțin făcut așa pe meandre, dar aceeași direcție. Grecia este o țară europeană, este o țară care a stat chiar la baza culturii și a civilizației europene. Așa sunt grecii, așa sunt, noi suntem noi, nemții sunt nemți. Mai important era ce se întâmplă cu noi. Și mai important este ce se întâmplă în continuare cu noi. Ce se întâmplă în continuare cu noi, cu tinerii noștri care sunt lipsiți de speranță. Nu mai învață carte pentru că nu văd un model. Pentru ce să învăț, întreabă. Ce să ajung dacă învăț? Învăț atâtea formule, învăț atâtea nu știu ce, ce ajung? Păi dacă ești profesor și ai bani atâta, dacă ești inginer și ai bani atât, unde? Mă duc acolo și dau cu mopul și iau de 10 ori cât tine. Nu-mi trebuie atâta carte. E îngust privit așa. Și nimeni nu-i spune că e îngust. Pentru că el poate să dea cu mopul 3 ani, 5 ani, maxim 10. Se umple piața, îl dă afară. Vine altul mai flămând ca el. Vine altul mai flămând ca el. Nu trebuie să privească în gust. Trebuie să privească spre țeluri înalte. Orice tânăr a nostru trebuie să privească spre țeluri înalte. Poate ajunge ca Bill Gates. Fiecare copil de-a nostru poate ajunge ca Bill Gates. Fiecare copil de-a nostru poate ajunge bogat. Fiecare copil de-a nostru poate ajunge savant. Fiecare copil de-a nostru își poate ajunge la țelurile sale, numai să le știe, să le definească și să meargă după ele.
și cartea și educația țin în siajul mersului. Te-ai lipsit de ele, te-ai lipsit de un motor la nava ta și s-ar putea să te învârți așa într-un cerc. Când ai două motoare, unul s-a oprit sau eventual merge și înapoi, barca se învârte. Când mergi cu două vârsle, e bine. Când învârți doar de una, te învârți în cerc și n-ai un drum drept. Asta, dacă am putea să le spunem copiilor noștri, indiferent dacă sunt doar nepoți sau copii, sau chiar dacă sunt tineri, indiferent ce vârstă. Acestea fiind spuse, dragii mei, ce să spunem? Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Restul, totul vine de la sine. De fapt, de la Doamne, Doamne. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!